Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem deosebita plăcere de a discuta astăzi despre ce se petrece în Târgu Jiu, ce se petrece în Gorj, despre situația administrativă a municipiului, a județului, cu domnul Cristian Toader Pasti, consilier municipal și consilierul personal al președintelui Consiliului Județean Gorj. Stimate domn, bună ziua, bine ați venit la noi în studiouri. Bună ziua, bine v-am găsit. Stimate domn, ne uităm, suntem în la jumătatea lunii martie 2018, un an încărcat, un an în care trebuie să-și producă efectele multe dintre măsurile din planul de guvernare al alianței PSD-ALDE. Avem aici în vedere ultimele, să spunem, tranșe de creșteri salariale. Știm că există în plan o măsură de modificare a legii pensiilor. Cum se repercutează aceste măsuri de natură financiară în bunăstarea gorjenilor, în bunăstarea târgujenilor și, în egală măsură, în bunăstarea românilor? Sigur, PSD-ul a avut un curaj extraordinar atunci când, prin programul de guvernare, în urma căruia am câștigat alegerile din 2016, ne-am propus o creștere substanțială a veniturilor populației, fie că vorbim aici de pensii, fie că vorbim de salarii. Este un curaj mare să încerci la un moment dat ca poporul tău să trăiască mai bine și să încerci la un moment dat să aduci salariile din unele domenii de activitate, și aici mă refer la salariile din sănătate, la un nivel comparativ cu salariile din Uniunea Europeană. Ca să vă spun cinstit, un lucru cam de necrezut cu ceva timp înainte. Adică dacă îmi spuneai cu un an, 2, 3, 4 înainte că un medic din România, o asistentă sau o infirmieră va ajunge să aibă un salariu destul de mare, poate că îmi puneam anumite semne de întrebare, dar acum acest lucru a devenit certitudine. Important este ca aceste măsuri să fie sustenabile. Adică este important ca aceste măsuri să nu țină doar câteva luni, ci ele să fie pe termen lung, și asta înseamnă că sursele de finanțare sunt găsite și că ele mereu vor alimenta bugetul de stat în așa măsură încât să nu intervină sincope în plata pensiilor și în plata salariilor. Pentru că acest program de guvernare, și mulți nu au înțeles lucrul ăsta, se leagă foarte mult, toate măsurile astea, toate în plan fiscal, în plan economic, toate se leagă între ele, pentru că dacă undeva ceva nu funcționează cum trebuie, atunci sigur că și programul de guvernare începe să scârție și nu mai putem să ne asumăm tot ce am promis. Dar eu cred că prin măsurile luate, inclusiv cu propriul guvern și cu miniștrii care nu-și fac treaba, acest program de guvernare trebuie pus în practică rând cu rând, filă cu filă, ca el să fie sustenabil și, într-adevăr, după 4 ani să putem spune, da, domne, uite, am gândit așa, am făcut și măsurile se văd, cum a spus dumneavoastră, în buzunar la oameni. Oamenii își permit să cheltuie mai mult, își permit să cumpere mai mult, își permit să-și facă un confort, își permit să-și facă o casă, eu știu, își permit să-și facă chiar niște concedii altfel de cum și le făceau până acum. Adică dacă tragi linie după 4 ani și vezi că nivelul tău de trai a crescut, înseamnă că a fost o guvernare bună. Aici, la Gorj, apele par să fie destul de liniștite, atât în ceea ce privește funcționarea Consiliului Județean, unde n-am văzut să existe tensiuni după câștigarea alegerilor, dar și la Consiliul Local, unde în ultimul an au mai fost așa mici divergențe de opinie, să le numim. Cum stau lucrurile în debutul lui 2018 la Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu? Există în sfârșit un consens astfel încât binele civic, binele comunității să fie mai presus de orice alte interese? La Consiliul Județean lucrurile merg foarte bine pentru că se și pregătesc cu foarte multă responsabilitate proiectele de hotărâri, ele sunt discutate foarte bine în comisie, oamenii din Consiliul Județean, juriștii le pregătesc bine și atunci când se vine în plen sunt discuții, dar sunt discuții oarecum pe formă și nu pe fond. Și în general rar sunt proiecte de hotărâri care, să zic, să nu treacă. Aproape cred că nu există niciunul. La Consiliul Municipal
Au apărut niște sincope, cum bine ați spus dumneavoastră, dar acestea nu au fost din cauza consilierilor locali. În foarte puține cazuri am respins anumite proiecte de hotărâre pentru că nu au fost pregătite cum trebuie. Nu au avut fundamentul legal ca noi să putem vota oportunitatea acestor hotărâri. Ele au fost întoarse. În momentul în care se vor pregăti cum trebuie și ne vor arăta că din punct de vedere legal este tot ok, atunci nu o să fie niciun fel de problemă. Deci pe problemele mari ale municipiului, toate au trecut, deci nu am împietat cu nimic dezvoltarea bună a municipiului Târgu Jiu. În debutul anului acestuia, ați văzut și dumneavoastră, aproape în unanimitate am votat toate proiectele de hotărâre ale primarului Marcel Romanescu. Astăzi avem ședință și sper să fie totul pregătit pentru a cumpăra Casa de Cultură. Mie mi se pare unul din obiectivele foarte importante ale acestui an, să reușim să readucem în patrimoniul public al municipiului Târgu Jiu Casa de Cultură. Deci iată că pe problemele importante niciun consilier nu votează împotriva intereselor municipiului, cetățenilor municipiului Târgu Jiu. Dar acolo unde lucrurile lasă de dorit din punct de vedere juridic, nu putem să votăm. Cât de încurcată este din punct de vedere juridic situația Casei de Cultură a sindicatelor, cum o știa toată lumea pe vremuri? Știm că a existat o dorință manifestată de administrația publică locală de preluare a acestei clădiri, inclusiv și a spațiului aferent, însă deocamdată lucrurile au stagnat. Se va rezolva? Aveți încredere că se va rezolva această problemă? Eu am mare încredere că se va rezolva și aici mă bazez pe două lucruri foarte importante. Odată că lichidatorul, respectiv domnul Ciobanu, e un om foarte serios și este un târgujian adevărat care își dorește ca această casă de cultură a sindicatelor să intre în patrimoniul primăriei, ceea ce ar fi fost normal după 89 toate casele de cultură să fie intrat în patrimoniul autorităților locale sau județene și atunci erau protejate, n-ajungeau pe mâna tuturor derbedeilor și iată că ajungem după atâția ani să o scoatem la mezat. Și doi, dorința Consiliului Local de a o cumpăra, pentru că am prins în bugetul anului 2018 suma necesară cumpărării acestei case de cultură. Mai mult decât atât, un alt potențial cumpărător nu cred că este interesat, pentru că terenul de sub Casa de Cultură este al municipalității, iar cei care au administrat-o până acum au o datorie extrem de mare față de municipalitate pe impozitul pe terenul aferent. Deci eu cred că sunt elemente multe ca să ne facă să cumpărăm Casa de Cultură și lichidatorul să scape de ea, dar și noi să ne o aducem în patrimoniu, pentru că, de fapt, cheltuiala cea mare nu va fi cu cumpărarea Casei de Cultură, cheltuiala cea mare va fi cu reamenajarea ei. Se află într-o stare destul exact, de proastă. Da, da. Și trebuie bani mulți și cred că trebuie și un concurs de proiecte, arhitecți renumiți, adică să facem această casă de cultură într-adevăr cu săli de expoziții, cu tot ce să fie într-adevăr un templu al culturii din Târgu Jiu, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat, Brâncuș ne-a lăsat am fost favorizat, să zic, din punctul ăsta de vedere, mai trebuie și noi să le așezăm într-o anumită ordine și să facem și noi ceva pentru cultura din Târgu Jiu și din județ. În planul financiar de care aminteați pentru 2018 sunt prinse și aceste cheltuieli de reamenajare, recondiționare, renovare a casei nu, de cultură? Nu, într-o primă etapă am prins în buget suma necesară achiziționării ei. După care, părerea mea că trebuie făcut, dacă vreți, un fel de inventar al tuturor problemelor tehnice care, eu sunt ferm convins că toate instalațiile, că sunt de apă, că e canalizare, că sunt instalații electrice, eu cred că trebuie umblat la ele, adică trebuie făcut, dacă vreți, o radiografie din punct de vedere tehnic, planșeele, tavanele, să vedem hidroizolația, care e starea ei, și după ce facem o radiografie și un deviz general, atunci putem să avansăm o sumă.
Ei, acea sumă și indicatorii aceia trebuie trecuți prin Consiliul Local. De-abia atunci putem spune că ne costă atât și anul ăsta putem să ne permitem atât, adică trebuie făcut o analiză foarte serioasă care sunt costurile reabilitării acestei case de cultură, care, vă spun, dintr-o experiență, sunt destul de mari. Da, ascultându-vă legat de ceea ce este necesar pentru buna funcționare după preluarea ei, după cumpărare, pot da seama că nu vorbim de o sumă mică, da, ci vorbim de o sumă destul de consistentă. Corect. Astfel încât să avem și renovat, să avem și pus în funcțiune tot ceea ce ține de... Plus, gândiți-vă cât costă numai partea de încălzire. Deci, odată că trebuie probabil toate caloriferele schimbate, trebuie centrală termică nouă, trebuie făcut ori aici costă și după aceea costurile efectiv cu încălzirea, trebuie ai cheltuielile de funcționare după aceea care trebuie prinse în buget, cât ne costă curentul, cât ne costă apa, cât ne costă canalul, cât ne costă încălzirea, cât ne costă oamenii de deservire, că acolo trebuie să ai centraliști, femei de servicii, electricieni. E o întreagă... Un proiect financiar destul de complex. Exact. Dar suntem obligați, încă o dată vă spun, suntem obligați să-l facem. Am înțeles. Cum stau lucrurile în 2018 cu amenajarea unui vis, până la urmă a fost și motiv de dispută, de ceartă chiar, a unei parcări într-o zonă cât mai apropiată de ceea ce avem plin în trafic, anume zona centrului sau măcar adiacent centrului, în ideea în care știm povestea de la Piața Mare, știm povestea cu celelalte spații care se presupuneau că ar fi putut servi drept parcări. Până acum nu s-a finalizat niciuna dintre discuții. Așa este. Eu zic că parcarea de pe Geneva a fost un lucru artificial creat, pentru că cu cele 20 de locuri de parcare de acolo nu se rezolva absolut nimic. Mai mult decât atât, intrarea și ieșirea din parcarea aia mică era o mare problemă. Nu fluidiza cu nimic traficul. Sigur, faptul că nu a avut un regim juridic foarte clar și au fost acolo tot felul de neclarități și de lucruri, a făcut să nu cumpărăm acel teren, prețul fiind unul exorbitant, adică nici nu putem arunca cu banii primăriei în stânga și în dreapta pentru lucruri de astea care mai mult sunt exploatate politic. Dar este foarte clar, două lucruri le-am așteptat să se întâmple. Odată să se dea drumul la parcarea de la stadion, să o putem folosi în timpul săptămânii, unde sunt sute de locuri de parcare și oricum ar descongestiona foarte mult traficul în zonă. A doua, aștept să se cumpere acele autobuze noi, pentru că în orice țară civilizată, transportul cu transportul în comun merge și primul ministru, dacă el este de calitate, și am văzut transport în comun de calitate. Și mai era un lucru foarte important, centura municipiului, pentru că în momentul de față foarte mulți conducători auto care traversează orașul nord, sud, est, vest, trec prin oraș. Sunt nevoiți, sigur, dar dacă aveam centura terminată și cum a fost ea gândită, o mare parte din acest trafic ocolea Târgu Jiu. Cu parcarea din zona stadionului, și este obligatorie parcarea de la piață. Deci este obligatorie o parcare cu cât 1000 de locuri de parcare, numai așa se simte, cu 20 de locuri, 30 de locuri nu simți nimic. Deci și parcarea de la piață este un obiectiv foarte important pentru primarul Marcel Romanescu. Se pot găsi fonduri, ei au depus pentru PNDL-ul, cred, au depus un proiect, așteaptă să vadă dacă primește finanțare, dar dacă nu primește finanțare, cred că obligatoriu trebuie început pe fonduri proprii, pentru că la ora actuală primăria are un grad de îndatorare foarte mic, până în 5%. Anul trecut am rambursat creditul cu care am venit cu o finanțare la stadion, pentru că ne-au rămas niște bani la sfârșitul anului și pentru că n-au știut pe ce să-i cheltuie, am hotărât să rambursăm acel credit. Deci primăria oricând se poate împrumuta cu sume destul de mari de bani pentru a îndeplini măcar două obiective foarte importante, Casa de Cultură și parcarea de la Piața Mare. Vedeți realizabilă începerea sau demararea lucrărilor de achiziționare a terenului sau cumva de construire acolo în zona Pieței Mari în acest an, 2018?
Anul acesta nu se poate face nimic. Și să vă spun de ce. Pentru că până în luna decembrie parcarea are, deci, este contract cu o firmă privată care administrează în acest moment parcarea de la Piața Mare. Deci în luna decembrie acel contract expiră. De-abia după aceea putem vorbi să încredințăm unei alte firme sau aceleiași firme cu condiția să construiască ei sau să construim noi, urmează, asta e decizia primarului Marcel Romanescu, acea parcare de care se vorbește de atâția ani, dar nu se face. Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi orice am încercat în acest oraș, numărul autoturismelor înmatriculate este unul exponențial, care crește exponențial, și străzile și parcările sunt aceleași. De când eram eu aici la liceu, deci eu mă plimb pe acelea străzi, nu-s mai late, nu-s mai lungi. Vedeți dumneavoastră, sunt acum parcări chiar în București, în sectorul 6, am văzut, cu lift. Adică pui mașina, se duce, deci trebuie să ne gândim la elemente de civilizație. Exact, trebuie să vină și la noi lucrurile astea. Uitați-vă că toți urlam, domne, la noi nu vin retailerii. Iată că la un moment dat au venit toți retailerii și au umplut Târgu Jiu, dar au venit cu 10, 15, 20 de ani mai târziu decât în alte zone ale țării. Dom'le, noi n-avem mall, toată lumea are mall, noi n-avem mall. Iată că a venit și mall-ul și un succes. Eu de câte ori mă duc acolo e plin. Deci e de, cum să spun, de mod de viață. Adică totuși generațiile dumneavoastră vă place să vă întâlniți cu prieteni, să mergeți cu copii la unde bem o cafea la exact, mult. Da, deci e un mod de viață. Acum, noi trebuie acum să ne gândim că nu suntem numai generațiile noastre, sunt și alte generații și că e loc pentru toată lumea. Ne-am plâns să avem echipă de cupele europene, dar nu avem stadion. Ne-am apucat de stadion, între timp am reușit să dărâmăm echipa. Stadionul este o arhitectură urbană extraordinară. Puține orașe din România și din Europa se pot lăuda cu așa ceva. Sala sporturilor, iată că a fost finalizată, recepționată, avem campionatul european de box, pugiliști oficiali din 30 de țări vor sosi municipiul Târgu Jiu, nu știu dacă vom avea cazare pentru toată lumea. Plus expunerea mediatică extraordinară timp de o săptămână. Adică încep să se întâmple și la noi destule lucruri plăcute, care presupun gândire, logică, eforturi de toate felurile, pentru că și aici Consiliul Municipal a fost de acord în principiu să organizăm campionatul european. Am făcut eforturile să terminăm sala sporturilor și am alocat și o sumă de 3 miliarde cu care să ajutăm aceste campionate europene. Deci există prinsă în buget. Este prinsă și deja s-a aprobat ca această sumă să meargă către Ministerul Sportului, pentru că ei sunt cei care fac toate plățile și după aceea sigur că se va reîntoarce. S-a mai dat în funcțiune o sală de sport modernă la unul din liceele de prestigiu din Târgu Jiu. Adică, domnule Ionu, sunt și lucruri bune și datoria noastră este ca aceste lucruri bune să le aducem în atenția oamenilor, iar ce nu este bun să încercăm să găsim soluții și să le îndreptăm. Asta este rolul și al dumneavoastră, este și rolul nostru al oamenilor din politică. Dar când eu sunt bine intenționat și spun ceva și un alt post de radio de al dumneavoastră postează cu totul și cu totul altceva decât am spus eu, aia nu mai este, deci, cum să spun, între noi nu mai poate fi o legătură ca să vedem să fie bine pentru populația din Târgu Jiu. Adică sunt oameni care construiesc, și aici mă refer, sunt și politicieni, și oameni din administrație și din mass media. Cei bine intenționați. Bine intenționați, dar vrem să facem ceva pentru Târgu Jiu ăsta că ne doare. Alții nu au decât scandal, minciuni, să dea cu noroi în stânga și în dreapta. Nu știu la ce le folosește lucrul ăsta, pentru că cu mine, de exemplu, de azi înainte, nu o să mai particip decât la emisiuni și o să discut cu oameni care vor să clădească ceva în acest Târgu Jiu. Oameni care mint și care eu spun una și ei postează alta, nu are rost să-mi pierd timpul. Nu are rost, pentru că nu este demn, nu este serios între noi ca și parteneri. Dumneavoastră vă faceți o emisiune cu mine, iar eu am profit de generozitatea dumneavoastră ca să pot să fiu auzit, să spun ce fac. Deci suntem în aceeași barcă. Am înțeles.
Așa este, aveți perfectă dreptate. Aminteați de stadion. Știm că oricum s-a depășit termenul de dare în folosință. A apărut informația în piață că ar mai fi nevoie de o sumă de bani undeva la circa 2 milioane de euro. Da. În ideea în care mai este nevoie de această sumă, ce n-a fost prinsă, se pare, în estimarea inițială cu CNI-ul, putem spera că va fi dat în folosință în 2018 stadionul? Pentru că 2 milioane de euro nu e o sumă eu am de, fost, de acolo. Eu am fost pe stadion. Deci stadionul cu mici, să zic, probleme, stadionul e gata. Deci arată superb, chiar gazonul este impecabil, iar în momentul în care am pășit în interiorul stadionului, vă rog să mă credeți că am avut niște emoții cum n-am avut niciodată, pentru că era, e visul poate a zeci de generații de iubitori de sport de a avea așa ceva în Târgu Jiu. S-au aprobat cei 2 milioane de euro la Compania Națională de Investiții. Ei vor fi folosiți pentru nu mai știu ce. Noi ca și municipalitate am alocat toți banii pentru ce ne-am angajat noi prin protocol. Urmează sistematizarea pe vertical, adică va dispărea gardul ăla de acolo, se vor pune flori, arbuști, mă rog, cum arată el ca și sistematizare, și probabil acei 2 milioane de euro se vor folosi rapid, astfel încât la sfârșitul anului acesta să inaugurăm și acest stadion, care va însemna un lucru fantastic pentru, în primul rând, pentru toți copiii din Târgu Jiu. Aș vrea să facă sportul pe acest stadion. Va însemna enorm pentru atleți. Avem atleți, grupele domnului Bură sunt premiați la olimpiade internaționale, la campionate naționale. Are pistă de atletism, are pentru săritura în lungime, în înălțime, deci este făcut și pentru atletism. Adică poate și visul atâtor generații de a se putea pregăti pe o arenă unde putem găzdui campionat, etapă de cupă mondială, de campionate europene, de atletism, adică acest stadion trebuie să intre într-un circuit, să auzi un freamăt în fiecare săptămână pe acest stadion. Adică toți spun că n-avem echipă. Bun, avem în divizia B echipă Pandurii, e echipă în divizia B. Bun, dar un stadion nu-i făcut pentru o echipă. Un stadion este făcut pentru toți locuitorii municipalității, pentru a beneficia și a face sport în interiorul acestei catedrale a sportului. Deci este un lucru minunat că se poate face acest stadion, că s-a făcut sala sporturilor. E bine să... Sunt două obiective majore, am putea spune, exact, ale comunității corect, locale. Corect, de aici din care ne schimbă într-un fel, deci schimbă lucrurile într-un fel. O să mergem împreună și o să vedeți copiii cât de mândri o să fie, cât te formează, că te duci, îți pui echipamentul, ți-l iei. Înțelegeți? Deci noi greșim enorm pentru că copilul trebuie să facă sport. Sistemul anglo-saxon este 50% învățătură, 50% sport. Deci în aceeași măsură importanța sportului este ca și importanța învățăturii, pentru că atunci farmaciile dau faliment. Așa este. Ați atins de-a lungul acestei discuții un subiect sensibil, un subiect care doare în special pe conducătorii auto, anume șoseaua de centură sau așa numita centura ocolitoare a municipiului Târgu Jiu. O știm din proiect, ea era frumos desenată acolo, frumos prezentată la vremea respectivă, doar că lucrările nu doar că sunt întârziate, ci pare-se că au stagnat de-a binelea. Se întâmplă ceva în spatele ceea ce este vizibil, adică se lucrează la documente, ce se întâmplă de... Au pur și simplu, senzația este că nimic nu se mai petrece cu această centură ocolitoare. Da, vedeți dumneavoastră, eu cred că dacă rămânea domnul Cârciumaru primar, această centură cred că se termina. A fost așa o perioadă între pierderea alegerilor de către PSD-ul și până când domnul Romanescu a început să-și intre în probleme, în care poate că micile probleme apărute la construcția acestei centuri au apărut marile probleme. Acolo, de fapt, nu sunt probleme mari de tot uriașe, ci sunt probleme mai micuțe care, nefiind rezolvate când a trebuit, a venit și iarna, mă rog, firma și-a întrerupt activitatea, au mai fost și niște probleme cu ceva firme care
au luat lucrări, nu au și-au plătit subcontractorii. Deci, au dat un blocaj. Exact, au intrat într-un blocaj, dar eu cred că la momentul în această primăvară sper să se reia din plin lucrările și să se reia cu firme serioase și cu, nu cu tot felul de șmecherași de ăștia care și din Italia, că ați văzut că cei care au blocat au fost din Italia, adică au venit pe aici, au luat lucrări în subantrepriză, după care le-au dat la români și au uitat să le mai dea banii, că așa se întâmplă, știți? Adică, nu știu, eu cred că și statul român la momente de astea importante și la obiective importante de strategie de astea, eu cred că și organele statului român ar trebui să fie cu ochii pe aceste firme. Băi, fraților, sunt bani europeni, sunt milioane de euro, ia să vedem, are capacitatea să facă, să-i verificăm un pic, să vedem cine sunt ei. Și înainte și în timpul și după. Exact, adică eu vă spun, dintr-o experiență de viață, și am participat la multe traininguri din astea, ce ne deosebește pe noi de englezi, de francezi, de germani, este controlul. Deci ei spuneau, dom'le, și noi dacă n-am fi controlați tot timpul, și noi am face tot ca voi, pentru că intră în spiritul omului de a încerca să fenteze. Dar uite, am vorbit cu, mi-a predat un austriac niște lecții și spunea, dom'le, am venit în România, am văzut că se poate, am încercat, mi-a mers bine, am făcut niște afaceri și șmecherii, nu m-a întrebat nimeni de nimic, m-am întors în Austria, zic, ho, fac și aici, am încercat și m-au prins. L-au căpăcit bine, de n-au mai îndrăznit să mai facă niciodată. Și azi diferența între noi și voi este controlul. Deci oriunde, dacă tu ai pus aici 100 de milioane de euro și știu că mă controlez săptămânal cum am cheltuit fiecare euro, nu-i mai fur. Corect. Dar dacă lăsăm și de acolo și luăm... la 5 ani poate tragi un control așa de spoială. Exact. Da, este o problemă a acestei nații și nici nu știu de unde ar putea începe rezolvarea ei, adică remedierea problemei. De sus, de jos, e o întreagă discuție privitor la... E o întreagă discuție și vă dau un mic exemplu. Eram pe stradă astăzi și niște indivizi vopseau stâlpii, aceia de țină instalațiile pentru firobuz. Stâlpi care sunt plini de rugină, adică sunt ruginiți de mă mir cum mai stau în picioare. Și m-am oprit și l-am întrebat, zic, ce faci aici? Vopsesc. Da, nu ți-a dat și ție cineva o perie cât de cât așa să dai rugina la o parte? Cum vopsești peste rugină? Că asta nu... A, ba da, am o perie, dar așa. Dom'le, banii ăia, zic, banii ăsta, vopseaua asta, ai luat din banii... Pe geam. Din momentul care dai exact, peste rugină, e ca și cum ai aruncat-o pe geam. Nu, dar se vedeau că lespezi întregi din fier, se exfoliază de pe fier rugina și cade cu vopsea cu tot, adică eficiența e zero. Banii îți dați de noi, de municipiul Târgu Jiu. Și s-au mai adunat oameni care erau indignați prin faptul că jos îți corodați acest stâlp de zici că pică. Adică, bă, frate, eu azi la ședință o să fac o interpelare, bă, ce faceți? De ce vă bate joc de bani? Ați văzut și cu corturile alea care erau de vară și le-au pus iarna. Eu am avut, la fel am spus, de ce vă bate joc? Adică eu cred că în demersul meu de cetățean onest, fiecare dintre noi când vedem lucruri de astea trebuie să-i tragem de mânecă pe cei care sunt responsabili de lucrurile astea, să nu-și bată joc de banii noștri. Nu vi se pare că zi de zi și pe unde vrei și pe unde nu vrei își bat joc de banii noștri? Ba da, și iarăși cred, am senzația că ne specific nouă ca nație pentru că ni se permite sau ne permitem, da, noi. Da, bineînțeles, să facem... și de multe ori dacă îndrăznești să deranjez așa, supurs consecințele și ești atacat și făcut în fel și chip și cum de-ți permis, cum de... Deci eu vă spun, după părerea mea, între 10 și 20% din bugetul oricărei entități administrate de stat se duce pe apa sâmbetei. Din păcate. Da. Din păcate. Așa este. Stimate domnă, vrând nevrând am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumim pentru prezență când timpul, programul încărcat pe care îl aveți vă permite să ne onorați cu prezența. Vă așteptăm aici la această masă sau în studioul de televiziune pentru a dezbate noi și noi situații cotidiene din viața municipiului, din viața județului. Până atunci însă vă urăm să aveți parte de o zi cât mai plăcută. Vă mulțumesc mult de tot și v-am spus, începând de astăzi, voi fi oricând la dispoziția dumneavoastră, doar
în condițiile în care construim. În condițiile în care denaturăm adevărul și spunem minciuni, nu are rost să ne pierdem timpul unii cu alții. Așa este. Dragii mei, și dumneavoastră, zi cât mai plăcută, la revedere!